ziua la toată lumea. Este ședința de... adică ultima ședință pe anul ăsta. Și ca toate lucrurile să fie mai... vă rog să închideți telefoanele, că așa e frumos și aspectos. Da. Mi-ai stricat cu telefonul, mi-ai stricat Feng Shui-ul. Da. Nu era Feng Shui, era următorul lucru. Pentru că tot avem o ședință, că e sfârșit de an, totuși e un început. Acum știți cum e, vrând, nevrând, dăm mâna cu frații noștri peneliști, nu mai avem ce să mai spunem, până acum ne-am bătut, de acum începe să ne luăm de gât, de mână, să ne pupăm, începe iubirea aceea. Iubirea aceea care a fost dintotdeauna, asta ca să destindem așa un pic ședința, dar nu numai. Dar dacă la... nu numai. Dacă la... așa s-a vorbit peste tot și politica asta este, suntem, înseamnă că într-o, cum să zic, suntem într-o formație mai mult decât completă. Adică avem tot Consiliul Local. Bine, n-am avut opoziții nici până acum, pentru că nu pentru că nu ar fi vrut să facă opoziții, pentru că nu a avut de ce să facă opoziții. Asta e diferența. Dar mă bucur că suntem așa și poate cu asta un pic la 5% așa mai deschiși decât cât am fost până acum. Nu se știe, poate ne mai apucă și vreo campanie, împreună trebuie să ne dăm mâna, să mai mergem pe drum, că la noi așa e. Trebuie să fii pregătit sufletești, eu am fost mereu. Da, alții nu m-am prea putut ține suflet așa tare, dar... Da. Am zis să fii așa și un pic de început de glumă, să fii și un pic serios, să fii spre final de an, să nu stăm chiar stresați așa. Să dăm drumul la ședință, că avem câteva puncte și o să mai vorbim spre finalul ședinței. Mulțumesc! Președinte! Prezența le permite să începem lucrările ședinței din data de astăzi, adică depunem formul, dar nu înainte să vă supun spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară, data de 28.10.2021. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Ordinea de zi din data de astăzi este alcătuită de 10 proiecte de hotărâri. După cum știți, inițiator este doamna primar Claudiu Diana Narcisa. Pentru început, dau citire la primul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară. Da, vorbesc eu. Deci, doamna primar, vă rog frumos. Da. Acum, rectificarea bugetară, de fapt și de drept, nu este o rectificare dintre aia care știm noi, că luăm de aici, punem aici pentru drumuri. Este vorba despre ANAF și despre Ministerul Finanțelor, da? Și s-au făcut niște modificări. Modificările sunt în sensul următor. S-au dat subvenții la încălzire de 370.000 de lei. Subvențiile astea la încălzire sunt așa. Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbun și combustibil petrolier, minus 93, deci ne ia din ei 93, vorba despre finanțe. Acum mai știam ceva la sfârșit de an, că ne-au rămas. Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării la învățământul preșcolar, minus 21. Finanțarea drepturilor copilului cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, plus 3, și acordarea suportului alimentar pentru 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat pentru semestrul 1, aici este vorba și de bursele școlare, minus 156. Și mai avem și chiar finanțarea burselor, plus 106. Toate acestea a trebuit de la finanțe, știți cum vine la sfârșit. Când avem de pus, când avem de luat și trebuie să echilibrăm treaba asta. Deci nu a fost... De fapt, să știți,
știți că nu avem ceva să fie totuși adunate toate și scăzute, suntem undeva cam în echilibru, aproape la zero, adică nu avem ceva de dat înapoi extraordinar, dar pentru că s-a schimbat mult această finanțare a încălzirii, din cauza asta aceste lucruri s-au mai denivelat, să zic așa. Asta e, nimic care să fie, v-am spus, pentru proiecte, pentru totul, este din ce s-a întâmplat la... O revalorizare între capitolul. Exact. Vă mulțumim frumos. Supun spre aprobare proiectului scurt de doamna Sumon. Cine este de acord, pe potrivă, nu se abține nimeni. Vă mulțumesc. Dau citire. Proiect de hotărâre privind scoatere din funcțiune și casarea unor mijloace fizice și obiecte de inventar din patrimoniu oamenilor în Comuna Bodrum. Poftiți, domnul. Da, o să vă aduc la cunoștință câteva lucruri. În mare parte este vorba de aparatura care se lucrează în primăria Bodrum. Și vorbim de, dacă vreți vă dau și exemplu că avem lista în față, de scaune, monitoare, laptop, Xerox, calculator sau ce mai este unitate centrală și asta în primul rând că au o vârstă și un timp de folosire și au ieșit din uz și asta pe principiul update-ului din punct de vedere al softului și al programelor de lucru plus necesitatea lor care trebuie să fie, știți, foarte bine la zi, să decurgă lucrurile bine. Mai ales programele care se instalează, știți foarte bine cum trebuie spuse la zi. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este de acord? Împotrivă, se abține cineva? Vă mulțumesc! Am următoarele două proiecte, sunt la fel, privind acordarea unui ajutor de urgență, numai că unul, doamnei Lovin Andreea Narcisa și unul domnului, doamnei Ichim Stelia. Cine? Doamna primar, vă sunt două proiecte, da? Unul avem aici pentru... pentru Ichim Steliana, dacă putem să aprobăm o sumă, n-am pus cât este suma, s-a produs un incendiu în care a avut pagube de 80% și știți că de fapt și de drept acasă, da? Și știți că noi am ajutat pe majoritatea cu materiale de construcții. Și dacă propuneți dumneavoastră o sumă pentru... Da, când e 80%, hai să punem. Am zis măcar 2000, dacă e așa. Acum aș cu 1000, mai este o treabă. Cât ești de materiale de construcție, atâta de... s-o scumpit de extraordinar de tare. Nu? Da. Nu știu, părerea mea, cum zice și dumneavoastră, ce spuneți? E bine, așa, da, incendiu. Da. Deci cine este de acord pentru 2000? Două mii pentru doamna Ichim Stelia. Pentru doamna Lovin? Doamna Lovin a cerut un ajutor pentru un deces din străinătate, să ajutăm și să punem și noi niște bani pentru a repatria persoana respectivă. Pentru Lovin Gheorghe. Decedați? Da, aici zic 2000. Pentru... Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Cine este de acord? 1000 de lei pentru doamna Lovin Andreea. Împotrivă, să abține cineva, vă mulțumesc. Următorul proiect de hotărâre este cu privire la decontarea cheltuielilor de transport al cadrelor unitare care nu răspunde locuința tuturor comunei Bodrum. Ca de obicei, asta nu mai trebuie exemplificat, nu, doamna primară? Cum? Nu mai trebuie exemplificat, da, să trecem direct la supunere spre aprobare. Cine este de acord? Împotrivă, nu se abține nimeni. Vă mulțumesc. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind extinderea rețelei electrică zona PCA 4, Bodrum-Rusăiești.
Ce ne poate da câteva amănunte vis-a-vis de proiectul menționat la punctul 5? Este proiectul de extindere a iluminatului public pentru rețeaua electrică de la BTA4, podul Ruzești, dar de fapt e vorba de drumul Stânii. Ca să știți. Da. Da. Drumul Stânii, da? Și trebuie să dăm o hotărâre pentru... Cum? De la domnul Cristea sau de... De la domnul Cristea, da, care iese pe partea aia, da, 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 da. Cuprindeți cele două persoane neracordate, domnul Vice? Păi da. Aici da, este... Da. Pentru ei se face. Păi pentru ei se face că ei au făcut solicitările. Nu, nu, să aibă și alimentare pe energie. Da, e vorba despre alimentarea pentru fiecare din zonă de acolo pe energie. Doar nu facem ca să... În cazul... Chiedă. Supun spre aprobare acest proiect de hotărâre. Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului traseului și a orarului de funcționare a stațiilor și a consumului de carburant pentru microbuzul școlar. Da, e același regulament care s-a stabilit în conformitate cu prevederile legale, clar, sub acordul Consiliului Local și al conducerii școlii, care s-a păstrat în fiecare an. Vorbim de cheltuieli care trebuie să decontate către profesorii care nu au domiciliu pe teritoriul Comunei Pod. Mulțumesc! Administrator, odată cu darea în folosință a drumului spre Brănești, se poate circula, nu se mai pune niciun motiv, sunt peste, am făcut recensământul copiilor și mici de vârsta mică și mare, sunt peste 60 de copii până la Berea, se întoarcă autobuzul școlar și la o oră când considerat dumneavoastră, se întoarcă la Timof de acolo și să ia și pe acești copii care ani de zile au trecut prin Păraie și prin Noroaie și prin toate. Acum am mers și într-un ritm mai civilizat pe drum. Vom ține cont. O să avem o vedere și observăm fișa traseului și regulament. Da, se va analiza traseul, se va găsi o portiță și pentru a acoperi traseul respectiv. Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public local a unor imobile situate în Comuna Pod. Aș vrea să spun două cuvinte. Aici este, da, este vorba despre drumul de la Brănești, care tocmai s-a finalizat. Și acest proiect de hotărâre presupune actualizarea domeniului public. În momentul de față știți că acel drum este asfaltat, nu mai este balastat și în zonă s-au construit și 4 podețe, 3 pe drumul principal și un podeț către unul din drumurile lăturalnice. Deci e vorba doar de actualizarea domeniului public. Vă mulțumim. Supun spre aprobare acest proiect de hotărâre, cine este de acord, împotrivă, nu se abține nimeni. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și numărului de acordare a cursurilor acordate de Școala Generală General Nicolae Șova Podul, semestru în anul școlar 2021-2022. Doamna secretară, vă rog frumos. Da, știți că prin hotărârea 35 din aprilie am supus spre aprobare bursele pentru semestru 2 din anul școlar 2020-2021. Acum supunem spre aprobare bursele din semestrul 1 pentru anul 2021-2022. Este vorba de 10 burse, de 15 burse în total, din care 10 de merit și 5 pe ajutor social. Da.
știți că banii au fost puși la începutul anului, când s-a aprobat bugetul. Acum doar... Ca valoare, estimativ, așa, cam cât se duce, cumva. 1000 de lei și 100 și 150. 100 la casă. 150 pentru merit. Pentru cei cu merit și 100 pentru sociale. Deci, supun spre aprobare proiectul de hotărâre de la Bancul 8. Cine este de acord? Împotrivă, nu se abține nimeni. Vă mulțumesc. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicate în anul 2022 la nivelul Comunei Bodă. Aici mai cresc, mai scad. Cresc, cu inflație. Da, o să spun eu două cuvinte înainte să vorbească Irina și o să spun un pic mai tare că aici e important pentru toată lumea și probabil cine se uită chiar dorește să știe. Noi de ani de zile nu am mai ridicat taxele și impozitele decât în funcție de inflație și în funcție de codul fiscal. Pentru că n-am avut ce să facem, că legea ne-a spus să mai ridicăm cu 2%, cu 3%, cu 10%, cât a fost, nu am avut ce să facem și o trebuie să le ridicăm. Nici anul acesta nu ridicăm taxele și impozitele, rămân tot la același nivel. Ele se vor ridica în funcție de ceea ce spune legea și de inflație, pentru că asta nu avem cum să trecem peste lege. Deci cred că e un anunț foarte bun pentru locuitorii din comuna noastră, pentru că taxele și impozitele rămân, din punctul nostru de vedere aici, în Consiliul Local, rămân la același... Nu cred că o să voteze cineva împotrivă să rămână la același nivel. Asta, eu cred că asta e ca și știut. Doar că cei avem aici problema cu romprestul pe care o știți cu gunoiul, știți că la gunoi se mai ridică taxa pentru că cei de la romprest au un plan în care anual se ridică taxele și atunci și noi trebuie să ne ținem la fel după acel plan, pentru că de fapt e drept, n-am, chiar dacă avem probleme cu gunoiul și știți că am vorbit în foarte multe rânduri probleme cu gunoiul, nu avem altă soluție decât trebuie să respectăm planul acela. Deci, repet, eu ca primar am propus să nu se ridice taxele și impozitele din punctul nostru de vedere al Consiliului Local. Ceea ce este din punct de vedere legal, nu avem cum să trecem peste asta și de aceea vă rog să votați care sunt, o să vă spună, o să vă dea Irina și niște date în ceea ce privește taxele și impozitele, să aveți așa măcar, să avem o succintă analiză a ceea ce se întâmplă pe viitor. Ce pot eu să vă spun concret, că la gunoi, taxa pe an de persoană va fi 99,9. Exact ca la profi. Da. Deci, 0,9, da. Așa. O să o rog pe doamna contabil să ne prezinte un pic din... Deci dacă e 99,9 pe an, ar fi 8,33 pe lună. Mai sunt persoane care vor să plătească pe lună de 2-3. Iar la persoane juridice, 22 de lei de angajat pe lună, ceea ce înseamnă 264 de lei pe an. Persoanele juridice care au știu cum stă treaba asta. Ce pot să vă mai spun? Referitor la hotărârea de Consiliul Local din octombrie, pe care dumneavoastră ați aprobat-o, referitor la scutirea de majorări, avem o listă de câțiva, 13-14, dar lista rămâne deschisă până mâine, mâine 15 decembrie, cu contribuabili care doresc scutirea majorărilor și au achitat debitele. Astfel am încasat debite în valoare de peste 50.000 de lei datorită acestei hotărâri și se dă o sumă la scădere, într-adevăr, dar este conform hotărârii aprobate de dumneavoastră, pe care bani pe care de altfel nu i-am fi încasat. Clar. Adică ar fi rămas așa, ar fi trecut cu majorări la infinit. Așa, ce să vă mai spun? Impozitele, cum a spus și doamna primar, rămân în același cuantum. Nu am acum o listă exact cât e un metru de teren, un metru de așa. Fiecare știe cam ce-a plătit în perioada anterioară. Cam asta ar fi. Deci am văzut că măresc taxele la proprietăți, la mașini, de dublează. Noi nu am primit nimic. Codul fiscal nu specifică... Întotdeauna am fost patru acasă, impozitată diferențiată. Nu e acum, nu e ceva nou. Întotdeauna. La a doua mașină n-am primit nicio... Păi și dacă mărește cu inflația, inflația e 2,6. Inflația de anul ăsta o să o resimțim peste 2 ani. Deci nu acum. Bătaie.
Acum mai 2,6, deja este aprobat, este pus în impozit. Într-adevăr, anul ăsta este mare, dar nu o simțim anul următor. Următorul, 23. Da. Da, mulțumim, mulțumim frumos, Irina. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitului și taxelor locale. Cine este de acord? Împotrivă, nu se abține nimeni. Vă mulțumesc frumos. Numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică a comunei Poduri. În fiecare an știți că trebuie să aprobăm acest plan cu servicii de urgență. Nu este an în care să nu-l aprobăm. Este vorba de acea situație unde sunt puși hidranții, controlele care vin fiecare an. În afară de asta și problemele care sunt din punct de vedere a persoanei care să spună despre aceste lucruri și să preia aceste lucruri și să fie cum să responsabilă de acest lucru. De ce vă spun? Pentru că noi primim întotdeauna de la Curtea de Conturi, ori mă amenință cu amendă, ori cei de la SVSU vin și fac că nu avem persoană angajată pe așa ceva. Am avut persoană angajată pe SVSU, dar persoana a plecat și am mai scos postul la concurs și nu a îndeplinit nimeni condițiile pentru ca să vină să preia această funcție. Acum o să vedem dacă și anul viitor cu siguranță vom avea și Curtea de Conturi, cu siguranță vom avea și controlele acestea de la SVSU. O să vedem cum ne descurcăm. Deocamdată menține Ionuț Iftimi, menține el actele, documentația, ceea ce trebuie făcut atâta timp cât nu avem și situația cu SVSU. Noi trebuie să aprobăm acest plan de ordine și siguranță pentru că trebuie să fie aprobat. Acum știți cum, când sună, când trebuie să fim prezenți, că asta este de fapt ideea. Ei au spus să facem și o echipă mobilă, o echipă cu voluntari, să cumpărăm haine la voluntari, nu știu câți voluntari să aducem și să fie voluntari pe teren. Eu nu am găsit voluntari cei care să vină pe teren, în afară de eu și colegii mei. N-am găsit niciun voluntar. Adică voluntar în sensul în care oameni, că au spus să luăm bani de la ajutorul social, deci toată lumea vine cu idei, dar asta nu înseamnă că și vor. Asta e problema. Da. Cam despre asta e vorba aici cu planul de ordine și... Mulțumim frumos. Să pot spre aprobare proiectul de ordine de la urmă. Cine este de acord? Am ajuns la punctul 11, în care vă rog frumos, bilețe. Începem cu domnul profesor Bia. Ne rugăm frumos. Stimați colegi, stimată doamnă primar și colegilor din primărie, niște oameni deosebiți. Suntem la ora de bilanț pentru anul 2020-2021 și aș dori din suflet să mulțumesc colegilor din comisie pentru efortul dumneavoastră de a participa la aceste ședințe ale comisiei care am condus-o și care efectiv doamna primar apreciază efortul dumneavoastră și al meu și cu această ocazie mulțumim. De asemenea, salutări și urări de bine tuturor colegilor consilieri. Felicităm din suflet conducerea Comunei Poduri pe doamna primar, doamna secretară, domnul administrator, domnul salariații primăriei, absolut pe toată lumea pentru efortul domnilor lor în anul care stă să se încheie, 2021. Vă spun cu sinceritate deplină, nu ne propune, o să facă bilanțul doamna primar la începutul anului viitor, nu ne propunem să facem un elogiu al muncii desfășurate. Dar numai oamenii de bună credință și oamenii care vor să vadă realizările din Comuna Poduri sunt mândri că sunt podureni. Încă o dată felicitări, doamna primar,
și pentru activitatea de 1 decembrie, care mie mi-a plăcut tare mult, la care am fost o mână de consilieri, în așa fel încât să facem un bilanț al muncii domniilor voastre, îmi vine foarte greu și toată lumea trebuie să se simtă responsabil și poate mic, mic, mic de tot, că nu a făcut mai mult să vă sprijinim. Asta mă refer la colegii mei. Am ținut, doamna primar, ședința de comisie la care l-am avut invitat pe domnul administrator al comunei Vasilică Pruteanu, un om inimos cu mult bun simț, harnic și un bun organizator al activităților din comună. Nici nu s-a simțit că am intrat în iarnă, cele patru utilaje au fost permanent pe trasee, peste 100 de kilometri de uliți și ulicioare, și așa credem că va fi și în perioada Revelionului și după Revelion, să dea Dumnezeu să avem parte de o vreme mai călduță, mai frumoasă, de o iarnă nu capricioasă, cum se anunță de altfel. O singură întrebare și un singur așa impel am pe suflet și aș ruga domnul consilier, domnul inginer Costel Starparu să mă ajute dacă greșesc. S-au întins cablurile de fibră optică. Copilașii noștri, anul acesta discutam cu doamna profesoară Caraban de lângă mine, au trecut prin multe zile de stat acasă și la internet, școala online, cu care eu nu sunt de acord absolut deloc, absolut deloc. Credeți-mă, odată întinsă fibra optică, ca să mă înțelege sârmele alea mai groase pe stâlp, mă întreb, și doamna primar foarte drăguță ne-a spus că se ceartă o firmă cu cealaltă și că nu-i dă drumul. Chiar nu există nimeni pe lumea asta să hotărească să dea pentru copilașii de la Poturi, de la Valea Șoșii, Bucșești, Cernu, drumul la fibra asta optică să poată lucra online, dacă vine o iarnă cu multă zăpadă și copiii nu mai pot să ajungă la școală. Măcar internetul să funcționeze. Vă urez să aveți un an nou cu multe bucurii. Mulțumim, doamna primar, pentru tot ce ați făcut și faceți pentru Comuna Poduri. Vă felicităm și vă sprijinim atât cât putem noi, consiliere din Consiliul Local. Încă o dată, la mulți ani și sărbători fericite și sărbători cu bine și binecuvântate de Dumnezeu. Vă mulțumim, domnul profesor. Altă intervenție, vă rugăm frumos. O să rezolvăm până la urmă și lucrul ăsta cu internetul și cu, dar nu putem să ne băgăm într-o, aici e o problemă care lumea trebuie să înțeleagă. Și sunt unele drumuri unde sunt probleme cu justiția sau sunt unele drumuri care nu se trată legalitate cu un anume lucru, sunt în litigiu. Nu putem interveni noi până nu se termină judecata. Vă dați seama că și eu vreau să merg internetul foarte bine, să nu fie probleme, dar nu avem deocamdată nicio posibilitate. Dacă ei între ei să bat, nu avem, știți cum e, al treilea pierde aici, cam așa e, nu al treilea câștigă, dar din păcate trebuie să așteptăm până când o să dea drumul la unul dintre aceste, ori la ori telecom, ori, dar nu v-am spus deocamdată că sunt în conflict, cu toate că noi am înaintat tot ce au fost cerințe de la telecom pentru autorizare, pentru ținem în loc niște lucruri, dar nici nu putem să trecem peste unele chestii legale care sunt. În altă ordine de idei vreau să vă spun că ieri în Comuna Poduri a venit Moș Crăciun și cu ajutorul dumneavoastră s-au dat aproximativ 700 de pachete pentru copii la școli, ieri au fost împărțite. Și
Cred că nu este singurul an când se face lucrul acesta, a fost în fiecare an. Pandemia nu a speriat, cum am și scris pe Facebook, nu a speriat pe Moș Crăciun, trebuie să vină. Acum copiii sunt, o să fie cu siguranță bucuroși să primească niște dulciuri. În altă ordine de idei, pe data de 19, duminică, colindători și datini pentru Crăciun vor fi aici. Va fi un spectacol, să spunem așa, pădureancă, cea care am mai făcut-o și în alți ani, da? Și anul acesta este, cum să spun, anul acesta noi suntem cei care am luat de frâu această acțiune și asta pentru că noi suntem instituție și altfel colaborăm cu celelalte instituții, mai ales pe vremea asta știm să gestionăm altfel problemele având în vedere partea cu pandemia, cu lumea care o să vină, cu închiderea drumului județean, dacă va fi nevoie. Da, așa cum vă invit pe dumneavoastră, începând de duminică de la 10, cred că o să fie până seara, o să fie și niște cete de uși foarte frumoase care s-au anunțat că vin, o să fie colindători, colindătorii noștri din comună. Am să mai anunț că în ziua de ajun, pe 24, și cred că este vinerea, da, și am să vă rog cu domnii care sunt la școală și nu neapărat numai domnii care sunt la școală, toți domnii consilieri, am să le spun să anunțe copiii că eu între ora 10 și ora 5 voi fi la primărie pentru cei care vor să vină să colinde. Eu îi aștept de la 10 până la 5 în seara de ajun, cum am făcut și anul trecut, da? Așa că cine vrea să vină să ne colinde, să vină vineri chiar în seara de ajun, că aveți ușa deschisă și dumneavoastră, da, sigur, cu bani de acasă și cu bani mărunți, da. Da. Așa că anul s-a terminat, nu știu dacă o să ne mai întâlnim în formatul ăsta, nu știu dacă o să mai fie poate ceva pe ultima 100 de metri, ceea ce nu se știe. Vă urez să aveți un an liniștit, în primul rând, și un an cu sănătate pentru dumneavoastră și pentru familii. Să aveți un an poate nu așa static și nu așa stagnant cum a fost ăsta, pentru că eu cred că fiecare dintre noi a simțit stagnarea din acest an. Nu a fost, nu știu, cel puțin pentru mine, chiar dacă în comună s-au întâmplat lucruri în continuare și se merge din punct de vedere profesional, această pandemie ne-a dat peste cap și ne-a făcut cumva să rămânem cumva așa pe loc, parcă nici n-am mai înaintat. Mulți dintre dumneavoastră au fost care au avut probleme chiar cu boala, dar au trecut peste asta și să mulțumim lui Dumnezeu pentru că au trecut peste acest lucru. Să fim un pic mai atenți, zic eu, unii cu alții, că nu se știe pe lumea asta când și cum și unde și în ce fel ne putem întâlni. Asta e mare lucru. Cred că cel mai mare lucru reprezintă pentru noi sănătatea, dar și omenia. Asta pentru că știți foarte bine că fără omenie așa între noi și fără a mai lăsa de la noi și fără un pic de respect, nu putem să colaborăm, nu putem să coabităm în lumea asta dacă nu suntem așa. Eu vă mulțumesc în numele tuturor colegilor mei, vă mulțumesc pentru sprijinul care l-ați acordat acestor proiecte. Atunci când ați ridicat dumneavoastră mâna, ați pus o cărămidă în construcția acestei comune și, după părerea mea, acum, fără falsă modestie, comuna aceasta chiar înflorește și se vede cărămidă după cărămidă și nu o spun eu, o spun oamenii care sunt lângă mine, eu poate sunt vocea lor, n-ar trebui să spun asta, dar nu sunt majoritatea din cetățenii comunii Podurei aici ca să spună lucrul ăsta, dar văd și eu ce se întâmplă și simt lucrurile astea. Să știți că suntem apreciați în continuare și la nivel de județ pentru ceea ce se face în comuna aceasta. Ca să avem pușculița plină, să zic așa, de Crăciun. Ultimii bani pe care i-am luat de la Compania Națională de Investiții pentru două drumuri au fost 86 de miliarde, parcă nu mai știu exact, 86 de miliarde vechi, pe care i-am obținut pentru finanțarea altor drumuri. Da.
În scurt timp se va intra cu ordine de începere și citații. Sper că anul viitor aceste drumuri, drumul de la Albă, care toți știți că ne-am ținut de ani de zile să-l facem, care duce prin față pe la biserica de la Valea Șoșii și urcă, se unește cu dealul Bujorii și drumul care este de la Cernul de lângă primul pod, da, și duce până la intrare pe Șopa. Acestea două au fost aprobate. Alte drumuri care sunt aprobate, drumul de la Lereni, care este licitația, drumul de la biserică din față de aici, de la Biserica Sfântul Nicolae, care vrem să-l facem tot printr-un proiect european, care să punem și noi bani din AFIR, cum l-am făcut și pe acesta din Brănești, da? Eu, din punct de vedere profesional, sunt mulțumită ceea ce s-a întâmplat în Comuna Poduri. Bineînțeles că este loc de mai bine, asta pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut. Peste tot e loc de mai bine, dar cred că și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, prin faptul că sunteți aleșii majorității cetățenilor din comuna asta și conduceți comuna asta împreună cu mine, cred că sunteți mândri de lucrurile pe care le vedeți și mai cred că sunteți mândri că acolo pe unde treceți, pe un drum făcut, pe o lucrare făcută, sunteți mândri că acest lucru se întâmplă când dumneavoastră sunteți aici în conducere. Vă mulțumesc foarte mult, să avem de fapt și anul care vine tot așa cu spor dintre ăsta administrativ, cu spor profesional, să avem bani, că asta este important. Nu se știe ce o să fie, pentru că vedeți dumneavoastră criza asta care s-a instalat și toate lucrurile acestea. Eu sper să mai putem găsi bani pe undeva să mai facem lucruri în această comună. Așa că nu neapărat sper, eu sunt sigură de asta, pentru că a face bani nu înseamnă a-ți da cineva bani și să vină cu pușculița la tine, să-ți dea bani, să iei bani din ea și să faci ce vrei. A face bani înseamnă a merge după ei și a umbla peste tot să poți să faci acești bani. Degeaba avem sute de proiecte puse unul peste altul dacă nu avem finanțare la ele. Asta e cel mai important. Și acasă putem să visăm o casă cu 7 nivele și cu 15 mașini. Dacă nu avem bani de asta o visăm. Putem să facem pe hârtie multe iluzii se pot. Așa că să fim totuși echilibrați și să avem parte de bani, că asta înseamnă administrație, bani. Pentru noi, de fapt, administrația n-a însemnat chiar numai bani, a însemnat și copii, a însemnat și educație, a însemnat și bătrâni, a însemnat și alimente pentru bătrâni, a însemnat și lemne pentru bătrâni, adică nu am ținut neapărat doar de asfalt și de beton. Lucrurile au fost și de suflet, au fost și lucruri... Nu știu, cred că sunteți de acord cu mine în ceea ce spun, nu cred că iau pe arătură, pentru că nu am de ce. Încă o dată vă mulțumesc, să aveți familia sănătoasă, vă mai aștept până la Crăciun, vă aștept să veniți cu Colinda. Vă dă, acum ce să facem? Colac și nuci. Colac și nuci, da. Da. Da, nu vorbesc și eu. Da. Vreau frumos să-l ascultăm și de ziua. Înainte să vă și eu la mulți ani și sărbători fericite, vă plictisesc cu formularul pe care vedeam le distribuit deja. E vorba de și reglementări, legea 176, nu vă recită din actele care urmează. Este vorba despre înrolarea pe site-ul Agenției Naționale de Integritate. Eu o să vă înrolez pe fiecare, o să primiți pe mail-ul dumneavoastră care l-ați trecut acolo, vă rog să-l treceți și citibil ca să vă aduci problemii. Ce își face neapărat. Digitalizare, ați auzit? Da. Asta e viitorul. Neapărat, ce un nepot, un băiesul, cineva să vă ajute să faceți un e-mail, cine nu îl are. Eu o să vă înrolez, o să primiți un mail cu un link de la Ani, acolo vă explic ce trebuie să faceți. Trimiteți înapoi la mine pentru verificare, îl verific, îl trimit înapoi, completați declarația de avere și interese. Cred că sună Colind, voce mai frumoasă nu am, textul poți să-l mai adaptez. O să vă cerim semnătură electronică de la STS pentru fiecare dintre dumneavoastră. Declarația de avere și de interese o să o semnați cu semnătura electronică și o cascat pe site-ul dedicat.
Ați înțeles, da? Pașul o să-i facem mai împreună și mai încet. Asta a fost varianta pirepidii. Da, bine, nici nu înțeleas. Vă rog formularul să completați și care are astăzi, care vă încurc să tămânează și să treacă să facă copii completiv și această dedicație. Domnul Starbaru, vă rog frumos. Nu mă referi, ce a spus domnul profesor Bea, deci toți vrem semnal mai bun și prețuri mai mici la internet, dar momentan nu cred că este cazul să ne implicăm într-un conflict care nu ne privește. Deci ce a spus doamna primar rămâne balat. Da, mulțumim, domnule. Vă rog frumos, dacă mai există intervenții, de fapt, după doamna primar. Domnul Ienea, poftiți, vă rog. Se poate să ne distrată o prăzi. Asta o scrie. Scrie? Cristina. Dai pe listă de la băieți. Da, astea, sunt multe gunoaie, sunt multe lucrurile astea mai de, cum să zic eu, lucrurile astea, de cum spune, din gospodărire pe care le-a adus la cunoștință domnul consilier Ienea, trebuie spus, veniți la domnul administrator, la doamna secretar, veniți și discutați și pus acolo pe hârtii sau la băieții de la poliția locală care se ocupă, pentru că vor lua măsurile necesare în ceea ce privește lucrurile astea, pentru că în fiecare zi, să știți că în fiecare zi vine lumii care mai nou trebuie să le curățăm prin fața porții. Mai au vin și trebuie curăț prin curții. Deci chiar lumea s-a învățat atâta de comodă din punctul ăsta de vedere, cel puțin a curățenii și a șanțurilor și așa, nu mai face nimeni, nu mai face nimeni nimic. De fapt, care a fost învățat și face? Face care nu așa au rămas din tată în fiu. Nu avem... nu este zi în care să nu vină cineva și să spună ceva de genul ăsta, de curățenii, de șanțuri, la prima ploaie trebuie să vină primarul să dea cu sapa în fața porții la aer, să-i dea drumul la balta aia care s-a adunat, sau știu eu, că s-a înfundat tubul, că vin avioni, strâng de pe șanțuri, sunt gunoaie, sunt tot felul de zilele trecute sentimente. Trebuie să vină primarul să dea cu sapa și să-l stă cu mâine așa, că aici curge apa. Mulțumesc mult, dar ce faci? Problema mai este și că acum când a fost cu zăpada, noi am fost chiar foarte pregătiți. Foarte pregătiți. Singurul lucru, patru, au fost toate utilajele ieșite la nivel de comun. Au intrat și utilajele de pe drumul județean. Doar că la drumul județean trebuie să știți că noi fiind aici aproape de Moinești, drumul județean de obicei intră primul la noi. Ce înseamnă intră primul? El intră la ora 4:30-5, iar dacă nici în continuu, pe la ora 7 când se merge, se depune din nou zăpadă. El până își face traseul drumul județean și merge și în celelalte comune, că sunt mai multe comune. Eu explic asta pentru ca oamenii care se uită la noi să știe despre ce-i vorba. Pentru că ei au mai mult, traseul este mult mai lung, până se întorc a doua oară la noi, se pune zăpadă și încep să fie probleme pe Făgădău. Dar problemele pe Făgădău nu au fost pentru că drumul județean nu și-a făcut treaba acesta. Pentru că toți cei pe care au fost împinși cu mașina, domnul administrator, au împins mașini două ore pe Făgădău, pentru că nici nu se dădeau jos măcar să dea, este, cum să zici, este antiderapant pus, era din metru antiderapant. Și cauciucurile de vară. Păi dacă ai cauciucurile de vară și stai pe șanț, nu-i vina noastră, nu știu cum să spun, deci doar nu deschizi aripea cu pe Făgădău și o iei și zbori. Eu cred că oamenii mai rău ăștia care, și ce mi-a plăcut, că sunt niște personaje care nu numai că aveau cauciucuri de vară, mai pus pe Facebook că s-au dus prin șanț cu cauciucurile. Eu spun că ar trebui poliția să intervină, să-l iei, să-i dea amendă pentru treaba asta, unde ieși așa la vremea asta. Dar nu mă interesează. Și dacă o să fie, vină mai târziu, poate. Că tot o să fie nemulțumit când o să trecem la 5. Nu o să fie nemulțumit, oricum dintr-o comună din 7.000 ceva de locuitori care majoritatea au mașini câte una, două, trei și că azi vor fi nemulțumiți. Că să stă acolo, leacă, că aici au derapat, că ăsta nu a putut să... Adică sunt nemulțumiți. Azi vorbim de ierdene de acum 10 ani, domnule, în care era zăpada, se făcea perete. Și în care era un utilaj sau două pe județ maxim. Stătea cu șești înfundat o săptămână. Da. Și nu mai venea să dea nimeni în cap la primar. Făcea omul cât putea, ăștia suntem... Dar noi nu
intri ca să intri cu utilajul. Și nu a fost cineva să fie refuzat. Sau să stea cineva înăuntru să uite cu mingi în pijama. Nu, toți am fost. Toți. În afară de asta vreau să vă spun că sunt 100 de kilometri de uliță. Păi când să faci 100 de kilometri de uliță în prima oră de zăpadă care vine și să... Haideți să fim foarte serioși. Nu cred eu vreodată că din partea noastră de așa au fost, nu au fost implicat în ceea ce privește treaba cu zăpada. Că au fost noapte, că au fost zi, am scuzat expresia, am călărit șanțurile astea și tot de ulițele astea de știam fiecare ce are la poartă și cum are. Au mai fost probleme, alte probleme care se investe pe timp de iarnă. Dacă trece utilajul prin fața porții și cumva a trecut o leacă și a lăsat o leacă de zăpadă în fața porții, a început. Aoleu, ce s-a întâmplat? Dă-te zăpadă, au băgat-o la mine, vecinul mare. O suna la 112, că-i zăpadă, poți să fii la el în poartă. Nu se poate așa ceva. Adică suntem oameni, gospodari, o comună de oameni, dita mai oameni. Nu putem să punem mâna pe o poate o dau de parte, mai vine iar cu tractorul, să mai... poate nici mai loc să întorci în unele locuri. Adică sunt niște chestii dintre astea care să poate par minore, dar știți, sună la telefon și spun aceste lucruri și mie mi se pare totuși parcă uneori mult prea mult. Este adevărat că trebuie să ținem cu oamenii, trebuie să ținem cu cei care au fost alături din noi, foarte adevărat, dar și oamenii trebuie să înțeleagă că lucrurile nu se fac așa cât ai dat din... cât ai participat. Avem comandament de situații de urgență, avem care să adună, trebuie să vedem și cu motorina și că sunt o grămadă de lucruri, utilaje, cu piese pentru utilaje, sunt o grămadă de lucruri care îi trebuie să facă. Noi nu mai ieșim pe drum și am ieșit pe drum. Da, asta așa din cheiere că o vine zăpada și acolo să mai vină și soare. Da, mai... Acum fac de ani trecut, totuși acolo la prima zăpadă, nu a fost, a putut să ies toată lumea, nu a fost nimeni să zici că e intervenit, dar în anii trecuți când era zăpada mai mare, eram o comună de cardiaci. Deci toată lumea avea probleme cu inima și trebuia să-și facă analize. În ziua ce? Deci au sunat 160 de telefoane, am primit într-o zi, dintre care erau toți cardiaci, toți aveau probleme cu inima și trebuia să ies atunci să-l duc. Deci chiar la un moment dat, chiar m-a început cât eram de ofticat pe drumul și băgat prin zapat, chiar am început să râd. Nu sunt chiar noi, adică, cum zic eu, dai din plâns în râs, din râs în plâns, dar asta este. Da. Da, mulțumesc, domnul Mai e, vrea să intervină cineva? Eu vreau să. Doamna profesor. În numele copiilor de la școală, pentru cadourile, așa au fost foarte, foarte încântați copiii și mulțumim din toată inima. Pentru inițiativă, pentru tot ceea ce faceți pentru noi, nu numai acum, ci din totdeauna. Și eu mulțumesc în numele elevilor, al preșcolarilor și al părinților, desigur. Mulțumim! Avem acum și o la voi la școală, mai există acum avem și amendă acolo. Să o strâca centrală, trebuie să cumpără centrală. Așa e la sfârșit ea. Da, s-a spart și nu se mai sta. Mai poate repara, trebuie să cumpără centrală. Intervenții din partea cuiva? Nu mai este. Dacă nu mai sunt intervenții, vă rugăm să-mi permite să declar închise lucrările ședinței de astăzi din 14-12-2021, dar nu înainte să vă urez sărbători fericite și tradiționala orare de la mulți ani. Să ne întâlnim sănătoși în anul viitor. Numai bine!